Sunt bine, sunt bine. Chiar trebuie să recunosc, nu am fost bine după perioada de la Helmstedt, am avut nevoie de un pic de timp, dar acum, stând acasă cu familia, sincer, chiar m-am revenit și sunt bine acum. Ai discuții să preiei vreo echipă în perioada următoare? Te vom vedea din nou antrenând? Discuții au fost, sincer, au fost și din țară și din Ungaria, nu s-au concretizat. Unele n-am acceptat eu, la altele și cluburile au avut alte, s-au gândit la alți antrenori și până la urmă nu s-a concretizat nimic. Asta e adevărul. Am înțeles. Ok, hai să discutăm despre meciul de diseară cu Islanda. Ce așteptări ai tu de la această partidă? Am așteptări mari, sincer, sunt încrezător, mai ales după ultimile jocuri pe care le-am văzut. A jucat bine echipa națională, chiar au arătat că pot să se bată cu orice adversar, indiferent că se numește Austria sau altă echipă și Da. sunt încrezător, sincer. Mi se pare, și să-mi spui dacă am dreptate sau greșesc, mi se pare că echipa națională este mai curajoasă cu Mirel Rădoi, parcă atacă indiferent de situație. Până acum, România a fost cumva o echipă care mereu căuta, dacă marca, să se retragă imediat. Ai dreptate. Mirel și-a dat seama de calitățile jucătorilor pe care are la lot și noi jucătorii români suntem tehnici, inventivi și asta s-a văzut și în jocurile, mai ales cu Austria, când a stat mult în jumătate adversă, a pus presi pe adversari, am făcut să greșească, am ieșit foarte bine din apărare cu pase, combinații rapide. Chiar mie îmi place cum joacă echipa națională și sper să o văd în seara asta la fel. Spuneau unii specialiști din fotbal, mister, că Mirel Rădoi are curajul ăsta ofensiv și pentru faptul că e cumva lipsit de experiență, nu are foarte multă experiență ca antrenor și că poate fi așa o armă cu două tăișuri. Ce părere ai? Nu cred că e vorba de experiență. Asta e filosofia lui, nu? Da. Pentru că nu contează de vârstă aici, nu? Asta se vede la antrenori mai mari, la Klopp, nu? Un antrenor cu experiență care îi place să atace tot timpul. Aici, nu, e filosofia lui și dacă e filosofia lui, merge pe ea, să dea Dumnezeu să iasă bine. Da. Tu, din punct de vedere al filozofiei pentru echipa națională, cum consider că ar trebui să tratăm lucrurile, având în vedere ce jucători avem la dispoziție? Trebuie să fii foarte inteligenți în seara asta, pentru că vom întâlni o echipă foarte experimentată. Chiar m-am uitat pe lotul lor, Da. ce jucători, și joacă de mulți ani împreună, de vreo 6 ani, nu? Din Da, 2014, da, da, da. cred că. Trebuie să fim foarte, foarte inteligenți, pentru că e o echipă, am văzut, atletică, organizată foarte bine și pe faza de apărare și pe faza de atac, dar sunt sigur că și jucătorii noștri, care mulți dintre ei joacă la cluburi și sunt în mare formă, le vom face față și vom găsi antidotul de să-i surprindem. Pe de altă parte, au și niște vedete interesante care joacă la CSKA Moscova, de exemplu, jucători de 6-4 milioane de euro, Sigurdsson, Magnusson, Ingason, sunt jucători buni. Da, sunt jucători buni, dar încă o dată, să nu uităm că și jucătorii noștri joacă în campionate puternice acum și Stanciu joacă foarte bine. Maxim, într-o revenire de Da. formă senzațională, nu, Pușca joacă foarte bine, deci am mare crezut, suntem în formă. Da. Deci spui că ne prinde într-un moment bun totuși, dar uite, o mare absență este absența lui Kirikeș. Într-adevăr, e o absență, dar acum n-aș face o mare tragedie din absența lui Kirikeș, mai ales că îi avem acolo și pe Burcă și pe Toșca, pentru că Grigore știe cu toții, 100% va E fi punct fix, titular. într-adevăr, da. Și Burcă o face foarte bine la CFR, Toșca joacă foarte bine la echipa lui Șumrie. Într-adevăr, Kirikeș chiar a avut evoluții bune la Sassuolo, dar eu zic să nu facem o mare tragedie, pentru că oricare dintre cei doi pe care i-am enumerat poate să suplinească cu brio. Da. Pe de altă parte, se vorbea despre faptul că Kirikeș e și un lider al vestiarului, își organizează jucătorii. Dar stau eu și mă gândesc și te întreb și pe tine, cred că poate să compenseze Tătărușanu absența lui Kirikeș. Da, Tătărușan, nu știm cu toții, titular indiscutabil, de atâția ani, are mare experiență. E un jucător, am văzut cu toții, care tot timpul nu se ferește să spună adevărul sau ce are în gușe, nu, cum zicem noi Da, românii, da. dar mai sunt jucători cu experiență care pot să strângă echipa lângă ei. Și nu în ultimul rând, antrenorul Mirel, care știe foarte bine să strângă echipa lângă el, din ce am văzut.
Da. Tătărușanu, din punctul tău de vedere, titular incontestabil, deși se face un an de când nu a mai jucat. Mă refer că și la Lyon era rezervă, acum a semnat cu AC Milan, tot rezervă. Păi da, dar am văzut că Lung n-a mai vrut să vină la echipa da. Națională și, din păcate, nu văd un alt portar mai bun ca el, chiar dacă nu joacă.